Două persoane au murit și alte trei au fost rănite după ce o mașină Tesla, aparent scăpată de sub control, a mers cu viteză foarte mare în interiorul unui oraș, provocând un accident violent. Bărbatul care se afla la volan nu a mai putut stăpâni mașina și a lovit mai multe vehicule. Accidentul care a provocat moartea a doi oameni și a rănit alți trei, șoferul care conducea o Tesla a pierdut brusc controlul mașinii și a gonit cu o viteză foarte mare timp de 2 km, lovind două motociclete și două biciclete, fapt care s-a soldat cu doi morți și trei răniți, relatează Global Times. Accidentul este încă în curs de investigare și rezultatele identificării mașinii nu au fost făcute publice, potrivit unui raport al autorităților. Familia tânărului a raportat situația lui la Tesla. Poliția rutieră a exclus posibilitatea ca bărbatul să fi condus sub influența drogurilor și alcoolului și a menționat că vehiculul va fi supus unor teste. Atunci când mașina se deplasa, a început brusc să accelereze de una singură, iar frânele nu au mai funcționat, lovind mai multe vehicule. În urma accidentului, șoferul unei motociclete și un elev de liceu care mergea cu bicicleta au fost pulberați, murind în urma rănilor grave. Tesla a răspuns duminică spunând că videoclipul accidentului se potrivește cu datele descrise. Compania a spus că videoclipul accidentului a arătat faptul că luminile de frână ale mașinii nu s-au aprins pe măsură ce vehiculul a accelerat, potrivindu-se cu ceea ce s-a spus în raport și că va fi oferit tot ajutorul necesar în cadrul anchetei, relatează Observator News.